Dezinsecție pe calea aeriană la Târgoviște. După demararea acțiunii de dezinsecție la sol, Primăria Municipiului Târgoviște a dispus și efectuarea aviotratamentelor împotriva țânțarilor și altor insecte dăunătoare. Momentul a fost marcat printr-o conferință de presă matinală, întrucât avionul a decolat la ora 5 dimineața. Ați venit la o oră atât de matinală. Suntem la aerodromul Ilfoveni, de aici de unde pleacă primul zbor pentru realizarea tratamentelor aviochimice în municipiul Târgoviște. Este vorba de tratamente specifice pentru combaterea țânțarilor. Este primul zbor din acest an. Vom avea astăzi 5 zboruri în cadrul unei acțiuni de dezinsecție care s-a dovedit de-a lungul timpului a fi eficientă. De asemenea, precizăm că în afara acestor tratamente cu ajutorul avionului vom realiza în continuare și dezinsecția la sol, cartier cu cartier, stradă cu stradă, astfel încât să reușim să facem față și în acest an insectelor, care sunt destul de dăunătoare și care creează un disconfort, mai ales în această perioadă când este foarte cald și după o perioadă cu ploi foarte, foarte multe. Așadar, în numai câteva minute va începe tratamentul împotriva insectelor în municipiul Târgoviște. Sper să nu creăm un disconfort foarte, foarte mare din punct de vedere al zgomotului, însă asta este situația. Repet, acest tip de tratament împotriva insectelor este și cel mai eficient.